Bă, să, dacă aș bine m-am găsit pe canalul meu de YouTube și astăzi o să fac un review la ținta făcută acasă, la ținta mea. Am văzut pe net la un român care cheamă Bradfeder, așa are și canalul Bradfeder, a făcut o țintă mai de mult, tot așa ca mea, numai că el a făcut alt model. Adică așa am făcut ca un panou, e tot așa, dar nu mai n-a tăiat plicile așa. Și să vă spun direct acum ce vă trebuie pentru ca să faceți o tintă ca mea. Sau eu ce am făcut. Am cumpărat două plăci din spumă poliuretanică, nu din aia albă cu biluțe așa, ce scârție. Deci mai este un fel, este mai tare. Și am luat două plăci, placa avea 1,20 m și 60 de cm. Lățime, le-am tăiat în două și mi-a dat un panou de 60x60 și am uitat să vă zic, placa avea 2 cm grosime și mi-a dat un panou cu grosimea de 8 cm. Foarte bun. Rezistă când trag cu arcul și la putere, arcul meu are putere destul de mare, are undeva la 47-48 de livre. Și a rezistat, văd că, la țintă, a intrat până la jumate sau mai puțin, deci țintă este foarte bună. Am uitat să vă spun ce mai trebuie. Trebuie să aveți bandă duct tape, stați cu și arăt. Așa, asta este. Este bandă foarte bună, pe care am dat aici. Și merită să faceți o țintă din asta. O să vă spun și dezavantajul ei. Nu acum să mai continui. Am cumpărat și o folie din aia, ce se folosește la alimente, am văzut, nu știu cum se numește, o folie subțire și transparentă, am dat mult pe țintă și după am pus cu banda duct tape, bineînțeles, am pus și miner, mai puțin important, și ținta este foarte bună, părerea mea, dar are și un dezavantaj. În momentul în care trageți, atunci când săgeata intră în țintă, când penetrează ținta, ca urmare, materialul din țintă, când se încălzește, se topește pe săgeată și, ca urmare, uitați, nu știu dacă se vede, și aici, nu sunt sigur că se vede, dar un material foarte subțire din țintă, dar nu afectează în zbor deloc, nu devia săgeții, nu mă face nimic. Că nu e o greutate foarte mare și se dă ușor atunci, dar dacă nu dați, se lipește mai bine să ies și se trag mai greu, nu greu cât așa, să nu puteți scoate de deloc. În rest, ținta este foarte bună, investința a fost maxim 45-50 de lei, deci foarte ieftin. Acum cât o ține, ține. Eu o să o filmez și cum trag în ea. Și când se deteriorează de tot, o să cumpăr și o să fac alta, poate mai groasă, mai mare. Asta este 8 cm. Momentan este foarte bună pentru mine. Și cam așa arată spatele, cum tot am tras. Da, este ok ținta. La un moment dat, când trageți în același loc, am uitat să vă spun, când se deteriorează, nu trebuie să aruncați ținta sau ceva. O mutat la ținta de hârtie în altă parte. Că la un moment dat se slăbește, se rupe și se ceata pe cealaltă parte. Așa cred că o să se întâmple, dar așa am tras foarte multe în același loc și văd că încă este foarte bună. Cam atât am avut să vă prezint pentru astăzi. Mulțumesc că v-ați vizionat. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe, un share, să vadă și alții. Nu uitați, această țintă este foarte bună, părerea mea, nu știu acum părerea voastră. La revedere!